Oficialităților și reprezentanților mass media. Haideți mai aproape. După o întrerupere de 3 ani, s-a reluat tradiționala competiție profesional sportivă Marșul Factorilor Poștali. Este cea de-a 36-a ediție și această competiție tradițională deja și unică care a rămas deja în județul Giurgiu și poate în țară, se vrea o recunoaștere a muncii factorilor poștali, a kilometrilor parcurs zilnic, care indiferent de timpul rău, de ploaie, de nisoare, de gheață, de frig, de ceață, ei își fac datoria ducând corespondența, achitând pensii și toate celelalte aferente. Spre poștă apare în Hrisopul lui Mircea cel Bătrân, emis în 1399 la Giurgiu. Deci avem o tradiție. Acolo se făcea referire la olaci. Olacii erau curierii domnești care transportau cu calul și cu o căruță pe două roți corespondența domnească. Deci precursorii poștașilor, strămoșii poștașilor sunt olacii. Sunt flame care ne-au ajutat ca instituție, în special din anul 2012, colegii mei știu că am avut multe probleme cu Nina Carmen Crișu, la Poliția Județeană și la domnul primar Barbu. Florian ne-a dat timp de o săptămână, 3 mașini de însoțire cu oameni aferenți pentru a transporta valorile bănești în teritoriu. Și toate mulțumim. Ne-a chinuit puțin în nota noastră. Haideți să-l aplaudăm pe domnul senator Nicolae Vădălău să-și facă curajul. Dă-te curajare pe domnul senator! De asemenea, concurent cu câte 1,5 milioane fiecare premiu. Și la țărâne! Dar cu o singură mențiune. Aici suntem de acord consilierul județean să le mulțumim pentru că alte persoane s-au abținut. Și în acest fel țin să mulțumesc consilierul PSD Bardan Daniela, lui Andrei Ovidiu și consilierul independent. Înseamnă munca lor. Faptul că vă este apreciată munca este un lucru nemaipomenit, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră poate că sunteți printre cei mai oropsiți, să zicem, dintre lucrători, deoarece
Așa cum a spus și domnul director mai înainte, lucrați întotdeauna, indiferent de vreme, indiferent de condiții, indiferent de dătările materiale. E adevărat că în ultima vreme și activitatea dumneavoastră s-a îmbunătățit și asta este un lucru foarte bun. Dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Și eu vreau să felicit concurenții, să felicit organizatorii, să felicit galeria pentru susținerea concurenților. Să vă urez succes și să vă mulțumesc pentru profesionalismul de care dați dovadă în siguranța corespondenței poștale. Și să vă urez la mulți ani. Alături celor prezenți și să vă urez felicitările de rigoare din partea locuitorilor orașului Giurgiu. Să vă mulțumesc pentru întreaga dumneavoastră activitate, pentru modul exemplar de care ați dat dovadă pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Știm cu toții, nu a fost simplu, nu a fost ușor, nu va fi simplu și nu va fi ușor în continuare, dar cred că atunci când cei puși în slujba legii și în slujba serviciului fac datoria cum trebuie, eu cred că lucrul acesta s-a văzut și se vede foarte bine din rezultatele dumneavoastră. Chiar dacă nu ați fost recunoscuți, meritele nu v-au fost recunoscute, dar profesionalismul și pregătirea dumneavoastră, care este în suflet și în sânge, a făcut ca să vă faceți meseria până la capăt. Și atunci când ați avut anumite probleme sau a trebuit să beneficiați de și de ajutorul municipalității, cred că am dat dovadă de acel sprijin necesar, tocmai pentru a vă face meseria în condiții de siguranță și cetățenii orașului Giurgiu să fie mulțumiți de toate serviciile dumneavoastră. Vă doresc și eu succes în continuare celor care astăzi concurează în acest frumos și bine că s-a reluat această acțiune a marșului. Diploma de excelență, cel mai bun prieten al poștașilor, care deja e tradițional ca prieten al nostru, domnului deputat Nicolae Floricel, pentru sprijinul său de mine. A acordat desfășurări anuale a tradiționalei competiții profesionale sportive Marșul Factorilor Poștani. Să ne trăiți! Diploma mă obligă ca la anul să alerg și eu cu dumneavoastră. Nu o să uităm! Ca să observați cum este lumea asta făcută, unii rămân cu munca și alții rămân cu diplomele. Asta este de când lumea.
foarte grea, trebuie să ai puțin antrenament ca să... Și ne muncim foarte mult și ar trebui să avem antrenament. Să sperăm că o să fie bine și mai departe unde să mergem. Ați câștigat totuși detașat față de... Da, vă cum se vede, da. Să sperăm că o să fie bine. De ce v-ați înscris? Pentru că sunt o veterană, am mai participat și înainte, am fost și la fața de regional acum 3-4 ani, am fost și pe țară și suntem obișnuiți cu concursul, să zicem așa. N-a părut rău că nu s-a mai ținut câțiva ani, dar am revenit, da. Dinu Nicoleta, agenția Mihai Bravu. De când lucrați? Mihai Bravu, barem așa să ajungă pe primul loc, dacă cu altceva, nu? Să sperăm că și cu altceva realizări mai importante să ajungă pe primul loc. De 7-8 ani lucrez în Poștă. Hai la vânt iar pe la coapa! Care este susținut aproape fiecare an, de fiecare dată am participat, însă de cele mai multe ori am câștigat, am fost printre primii trei clasat, însă astăzi am fost pe ultimul loc, dar am terminat cursa. Da, dar colegii noștri au cam trișat. M-am ținut, ce să spun, colegii mei, fiecare are mersul lui. Dacă trișează, arbitrii decide asta. Nu pot să decid eu. Stanimir Gheorghe. OPD Giurgiu. Mulțumim și felicitări. Păi cine a luat locul 3 și în locul 3 și băiatul ăsta, uitați, care a stat așa, a terminat. Sunt 2014-2015.